Da, bună ziua, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sport Club. Ca în fiecare luni vă aducem în prim plan ceea ce s-a mai întâmplat prin sportul buzoian. Vorbim despre rugby, așa cum scrie și pe burtieră. Stejarii SCM Gloria Buzău a suferit, din păcate, prima înfrângere. Chiar vorbeam cu unul dintre invitații mei, pe care o să prezint acum, Costică Merșoiu, antrenorul SCM Gloria, a fost capitana națională și președintele SCM Gloria Buzău, Vasile Niță. Chiar vorbeam mai devreme, îmi reproșa și am certat Costică, mă chemi doar la înfrângeri sau așa se nimerește. A fost, iată, să zicem, primul eșec suferit de echipa de rugby după un parcurs, am zis și noi, am titrat într-o știre, un parcurs excelent. Cu o săptămână mai devreme venise o victorie de mulți neașteptată, zice, la poate cea mai puternică echipă din serie, CSN Vodari. Sâmbătă, pe ploaie, pe teren desfundat, a venit prima înfrângere. Costică, ce s-a întâmplat sâmbătă? Cum a fost? Nu ne așteptam, a fost un meci greu, dar eu, părerea mea, bine, felicit echipa Faro Constant, Tomi Tani, să-i spunem așa, dar e Faro Constanța, felicit echipa Constanței. Au fost un pic mai inteligenți decât noi și au câștigat meciul. Eu spun, acum scorul rămâne scorul, că indiferent ce se întâmplă, scorul rămâne și peste 2 ani de zile să știe că Tomi Tani a bătut la Buzău. Dar, practic, ei n-au marcat niciun punct. Să nu ne ascundem după. Deci n-au marcat niciun punct, au câștigat, asta e sportul. Da, din cauza asta, sportul este frumos. Avem imagini chiar de la meciul cu Pricina, cred că sunt din prima repriză, pentru că terenul este foarte bun, Buzău atacat din dreapta către stânga, în vechile echipamente galben-verzi. Trebuie să spunem că Tomi Tani au marcat dintr-o intercepție și dintr-o decizie arbitrului. Un eseu de penalizare care l-a dictat arbitru și o intercepție. Grămadă răsturnată, grămadă bușită, cum se zice. Da. A fost sau n-a fost, ca să dăm titlul unui film? Da. A fost. Da. Domnul Niță, spuneți-ne, dumneavoastră sunteți președinte, cine sunt Tomi Tani ăștia? Toată lumea vorbește de ei, am văzut că au și un domn din Noua Zeelandă, de la mama rugby-ului de acolo. Ce-i cu ei? Că au apărut, e un club mai nou. Da, este un club mai nou. Tomi Tani au pornit-o de la 18 ani, 17-18 ani. Au mers echipe și au câștigat în fiecare an campionate la Under 17, Under 18, 19, 20 și au promovat după aceea în divizia. Anul ăsta au promovat în DNS, s-au întărit înainte de a promova și acum, într-adevăr, au făcut niște achiziții extraordinare. Dăm câteva exemple. Johnny Sola, da, care este... vorba aia, și antrenor cu 3 sferturile, ca să spunem așa, un salariu de 3.000 de euro, un jucător emblematic, un jucător care, fiind acolo în teren, știe să țină echipa și 3 sferturile foarte bine. Să știți că pe mine nu m-a impresionat Tomi Tani, pentru că dacă e să fim realiști, noi într-adevăr știm să jucăm, am demonstrat-o și în meciurile de afară, am demonstrat-o foarte bine. Tomi Tani au fost dominați categoric la Năvodari și noi puteam să-i dominăm dacă jucam în terenul lor. Ne-am lăsat atrași într-o cursă nefirească, am jucat în propriul teren și ne-am vlăguit forțele și asta nu a fost bine. Iar faptul că am primit acel eseu de penalizare a fost o greșeală la linia întâi, nu s-au legat foarte bine, n-au stat foarte bine în grămadă, ceea ce se face la pregătire, și acest lucru a dus la răsturnarea acelei grămezi și, bineînțeles, cu penalizare, eseu la centru, eseu de penalizare și, bineînțeles, și transformat. Vorbeam cu Costică. 7 puncte au venit așa un cadou. Iar intercepția
o greșeală de plasament. În primul rând, fundașul trebuia să degajeze, nu avem de ce să jucăm, pentru că toată echiparea era în față, erau numai cei trei, ei au ieșit în pressing foarte bine și a dat seama că cel care trebuia să primească pasă era în linie. Fără experiență mare, un jucător de 19 ani, un basarabean, care a crezut el că va pasa foarte bine. Practic, a ieșit jucătorul în pressing foarte bine, a prins balonul și a fost între buturi. Deci, 14 puncte, exact ce spunea și Costică, au fost niște cadouri făcute de noi. Dacă noi, pentru că am stat bine în grămadă de data asta, dacă noi știam să stăm bine în acea grămadă, puteam să o contestăm, puteam să câștigăm, puteam să ne apărăm foarte bine, nu era nicio problemă, nu era prima dată când am făcut-o și am făcut-o foarte bine, stând la ultimele picioare, deci puteam să evităm. Iar dacă noi, deci în momentul când am fost în terenul lor, în momentul când am șutat, aduceți-vă aminte că acea lovitură de pedeapsă a ieșit dintr-un șut foarte înalt, urmărit foarte bine un pressing, un înainte, grămadă, de acolo, într-o grămadă spontană, a băgat mâna să scoată balonul un jucător de la Tomitani, lovitură de pedeapsă, 3-0 pentru noi. Deci, să spunem, noi am făcut cadou acest meci. Am greșit-o. Asta e, tot noi trebuie să o refacem. Știți foarte bine că nu e prima dată când se întâmplă lucrul ăsta. Am fost în stare să remontăm totul și nu ne speriem de un... Nu este nicio problemă dacă am pierdut un meci. Da, vorbeam mai devreme, de țară. Vorbeam mai devreme cu Costic, nici vremea nu ne-a ajutat. Îi spuneam că jocul nostru de obicei la mână și spunea că și joacă tot la mână. Nu. Iau niște trei sferturi foarte bune, foarte agresive, care este foarte bine într-un Johnny pressing. Sola, care este într-un foarte bine. Care este într-un pressing foarte bun, sunt numărul 10. Numărul 10 și centri este foarte bine, foarte rapid. Pe un teren greu le-a mai încetinit. Acum spunem că ei trei sferturile n-au făcut nimic sau că nu au arătat cine știe ce, dar nici noi n-am arătat. Și eu mă așteptam, dacă ne-a mers marginea foarte bine, că am luat baloane foarte mult, ne-am luat toate baloanele margini, afară un balon care l-am pierdut pe aruncarea noastră, dar le-am stricat foarte multe margini echipei din Constanța. N-am mai jucat, n-am fost lucizi acolo când am ajuns de foarte multe ori în 22 lor și n-am făcut pistoanele 4-4 înaintași împărțit în 2-4-4 să-i măcinăm acolo pe înaintare. Sau am făcut, după care am făcut lovitură de pedeapsă, a vrut câte un băiat să facă, să marce el sau să facă câte un artificiu acolo și au ieșit foarte ușor cu lovitură de pedeapsă Tomitani. Am greșit foarte ușor noi la interen, să zic așa. Îmi vorbeai înainte, fix o săptămână înainte de meciul cu Năvodari, îmi vorbeai despre atitudine și atitudinea sportivilor tăi și că îmi spuneai că nu ești foarte mulțumit după un eseu în ultimul minut, înainte de meciul cu Constanța. La meciul cu Tomitani, cum s-au comportat vis-a-vis de atitudine și de cum au luptat? Nu, eu când am plecat la Năvodari, le-am și transmis, nu mi-e frică de meciul ăsta, o să-l câștigați, chiar asta a fost și discursul care l-am avut cu ei. După meci, luni când am stat de vorbă toată lumea și în autocar le-am zis, băieți, mie nu, mai mult mi-e frică de meciul cu Tomitani. De ce? Venea după o victorie cu Năvodariu. Băieții, dacă crezând că au bătut la Năvodari, s-au umflat mușchii pe ei și gata, ne eram cei mai buni, cei mai mari, cei mai tari. Năvodariu, care trebuie să spunem, îi bătuseră pe ăștia, pe Faru, pe Dani Faru. Da, nu mai au după meciurile de zi, de teren, de starea jucătorilor, de... Și mă așteptam, dar nu mi-a fost frică nici o secundă de Tomitani, când mi-a fost frică de jucătorii mei. Că să nu intre pe vârfuri, să nu... Aceia jucători care au jucat și au rupt, le-au rupt picioarele la între ghilimele, să zic așa, la cei de la Năvodari, adică n-au trecut cei de la Năvodari, s-au apărat ca niște nebuni. La meciul ăsta acum s-au apărat Tomitani, cum ne-am apărat noi la Năvodari.
au lăsat un pic brațele, au fost un pic mai degajați, mai relaxați, să zic așa. De fapt, s-a și văzut că primele 20 de minute de aici au fost așa, n-a marcat nimeni, a fost un meci. A fost 3-0, după care 7-3, am dat noi o lovitură de pedeapsă, după care ne-a venit, este o intercepție aia. Asta e. Dacă am mai avut niște faze cu Alin Dumitrache care a scăpat, am luat și două cartonașe galbene, asta e de indisciplină. Am jucat, da. Am jucat 60 de minute, 60 de minute, da, din meci, din 80 de minute, 60 de minute am jucat în 14. Da. Asta e de indisciplină, indisciplină. Bine. Acum, Costică, intervin, nu trebuie să... fază de joc... A ieșit talonul, a ieșit pe față. Nu. Eu nu-i reproșez nimic. Doamne ferește, nu reproșez nimic. S-a dus la placaj, s-a lăsat în jos. Dumitrache a vrut să... la Daniel, n-am ce să-i zic că l-a lăsat un nici, dar da. Nu i-a zis nimic băiatului. Iar Dumitrache a vrut să pună un tampon, nu o să pună tamponul, s-a dus cu antebrațul și l-a lovit pe la în gât. Carton galben, corect, fără nicio problemă, n-am avut nicio treabă. Dacă la Dumitrache a fost, să spunem, și nici acolo era în picioare. Nu, i-a pus antebrațul, i-a dat cu antebrațul în cot. Accentezi. Dar la Diaconescu, practic acolo nu se dă așa ceva. Ăla a venit, s-a lăsat în jos, era alunecat. A fost placaj la gât. Da, asta e, orice, așa se spune, orice placaj care este dat. Am fost la gât și știu ce înseamnă lucrul ăsta. La gât. Mi-ai zis că și domnul Mință mi-a zis la fel, că accidentările n-ar conta și că rezervele de aia sunt rezerve ca să așa înlocuiască este. În orice moment pe cei titulari. Totuși, au lipsit niște lume importante de la Și la Năvodarea lui și cu Suceava au lipsit, băieții au câștigat. Nu asta. Nu are asta important. Suntem un lot de 27-28 de jucători care toți trebuie să joace. Eu unul, bine, n-a fost cazul, dar la început când m-am dus la echipa națională, vă dați seama că nu cât te-ai fi bucurat să se lovească cineva, Doamne ferește, că nu te bucuri de rău altuia. Dar când prinzi un culoar, când cineva este accidentat, trebuie să tragi cu din, mai ales că vine într-o postură de rezervă sau nu prinzi echipa sau așa, trebuie să tragi cu dinții, să pinzi. Dacă ți se oferă șansa să joci un meci titular sau rezervă când intri, trebuie să dai cei mai buni din tine ca să-ți prinzi locul de titular, că asta vrea fiecare, ca să prinde echipa. Chiar ți-aduce aminte cine juca pe postul tău la Națională înainte să devii tu titular? Eram foarte mult la linia a treia, da, era generația veche, Tudor Constantin, Tibi Brânză, erau jucători adică erau valoroși, erau nume mari, eu eram atunci un puști, nu... Da. Dar... eram foarte mult, chiar pe linia a treia, țin minte, eram foarte mult, țin minte, era Alin Petrache, actualul președinte la Federație, era Corodeanu, era Manta, erau mulți. Nume erau pe care și un neofit așa, care n-a auzit multe de rugby. Tonița, Ovidiu care Tonița, sună... care a jucat campion în Franța, cu Biarritz, cu Perpignan, erau foarte mulți jucători pe timpul acela. Da, revenim la rugby-ul nostru din zilele astea. E o divizie națională anul ăsta, am zis noi, nebună. Chiar nebună, în care peste să orice. Zicem că poate și grație legii ăsteia, da. În baza căreia pot fi dat anumite procente la sport, cam toate echipele s-au întâlnit, cu excepția a unei echipe, să zicem. Cu excepția Aradului, care oricine poate și-au adus șase copii de la, și-au adus șase tineri de 20 de ani de la Timișoara. Da, și-au mai adus niște jucători cu experiență de la Timișoara și de la Baia Mare. Nu s-au înțeles acolo la preț, băieții au plecat, știți ce, orice jucător, asta e. Mă uitam pe rezultate, iată, ce se Năvodară după eșecul de acasă, îmi spunea Costică, nu mai luase bătaie de 4 ani. Da. Parcă de 4 ani, și-o ia și la Petroșani. Sigur. Știința, minerii, tot mineri. Da. Dar minerii au crescut, au câștigat la Suceava. Deci până la urmă, au câștigat acasă cu Năvodariu. Până la urmă. Și Suceava pe ultimul loc. E o serie chiar nebună. Lotul de rugby 7 a României, în afară de doi buzoieni, vorba de Bășeanu și Baboiu, care sunt la Centrul Olimpic de rugby 7 a României. Restul toți lotului până la 15, atâta sunt în lot, 15-16 jucători, doi sunt de la Buzău, restul 13-14 jucători sunt ai Petroșanului. Bășeanu și Baboiu, care sunt ai noștri. Da. Și restul sunt până la 16, deci 14 jucători aparțin Petroșanului. În contextul ăsta este,
Că ziceam că e un an nebun așa în Divizia Națională. Puteți să spuneți de înainte că mergem acolo și batem aproape sigur? Unde? Păi, eu vreau să vă spun ceva. Eu la orice meci mă duc, vreau să câștig. Nu mă duc nici... Păi atunci nu mai plecăm în deplasare, stăm acasă. Noi am fost foarte afectați după meciul ăsta. Și eu, și Costică, și Tudor, și cei care... Pe mine m-a deranjat faptul că am pierdut, mă deranja și dacă dau timpul înapoi, mai mult mi-aș fi plăcut să câștig acasă cu Constanța decât să pierd și să fi pierdut meciul ăsta în altă parte, în deplasare. Nu vreau să pierd acasă. La Bărlad, la domnul Niță acasă. Unde? Și la Arad. Dacă îl pierdeam la Arad, nu mă deranja, nu înțelegeți că nu mă deranja, dar m-a deranjat faptul că am pierdut acasă în fața și vă dați seama că lumea s-a așteptat de la noi, am bătut la Năvodar, s-a așteptat, nu se punea problema. Mai sunt și niște chestii care jucătorii, v-am zis, s-au luat meciul mai ușor, mai ales că avem pe Matache Valentin la lotul. Înainte de emisiune, dau un citat aici, că am notat, mi-ai spus, noi am pierdut meciul. Noi am pierdut meciul. Păi, voi și spun, noi avem un jucător de... El are 18 ani, face parte din echipa națională de 20 de ani a României, chiar joi, acum pleacă în cantonament. Și când a fost acum 2 săptămâni în cantonament cu echipa României, a jucat un meci amical cu Tomitani, că ei au și ei jucători la lotul de 20 de ani. Și jucătorii, ne-au bătut cu 2-1, jucători slabi, m-ați înțeles? Ei, când vii tu și... Băiatul a zis, vă dați seama că vorbesc între ei, că ia zic cum a fost cu Tomi, slăbuți, ne-a bătut cu 2-1, noi îi rupem acasă la noi și suntem în general, suntem latini, nu suntem... Avem echipă foarte tânără și este inconstantă, pentru că știți, orice, exact ce spune Costică, a venit de la lot, cum sunt, domne, nu e o problemă, îi batem fără probleme, uite că nu e chiar așa. Acum, noi am tratat meciul foarte serios în momentul în care am ajuns la Năvodari. Am intrat să câștigăm 20 de minute, ceea ce știți foarte bine, noi am fost cu 20-0. Am văzut tot meciul, da. Ei, același lucru s-a întâmplat și cu Tomitani. Noi am intrat ca și Năvodariu. Dom'le, îi batem, nu e niciun fel de problemă. Ba chiar îi batem la scor. Și uite așa ne-au tratat Năvodariu. Așa ne-am tratat și noi, adică jucătorii, cei care au intrat în teren, la fel și-au pus problema așa. Ei, vedeți, neastră, ceea ce este foarte îmbucurător, nivelul a crescut enorm. Deci, în afară de Arad, care să spunem că sunt ce sunt, restul, începând de la Suceava, care e penultima, e pe locul 7 acum. Culmea, campioana diviziunii. Campioana de anul trecut, vă dați seama ce e, că le-a plecat 2 jucători și s-a mai retras unul. Asta e, le-a venit din urmă jucători tineri din zonă, foarte buni. Deci, ce putem să spunem? Că nivelul a crescut extraordinar de mult. Și asta este îmbucurător, pentru că te pregătește pentru ceea ce vrei să faci mai departe. Vrei să intri în Superliga? Trebuie să ai un campionat de Liga a doua foarte puternic, ca să fii totuși te întărești și dacă vrem să promovăm, trebuie neapărat în iarnă să aducem 4-5 jucători foarte buni, care să intre în sistemul de joc al nostru, să fie obișnuiți cu jocul. În vară mai aduci 4-5 jucători, iar ca să întărești, să ai un 35 de jucători, ca să poți să ataci Superliga așa cum trebuie. N-ai să câștigi campionatul sub nicio formă, o să iei bătăi de o să te doară. Superliga, dar primul an, asta e regula, te duci acolo să toată lumea o să te bată, dar după aceea începi să câștigi și tu. De asta trebuie să ne gândim foarte bine, trebuie să facem un plan și ne-am făcut un plan foarte, foarte bine, trebuie să căutăm să aducem niște jucători. Costică nu o spune, trebuie să o spun eu. Noi am avut dezavantajul că ne-am înființat greu, târziu, știți care au fost problemele. Noi ne-am dorit foarte mult și primăria, domnul primar și-a dorit foarte mult ca să înființeze acest club, foarte mult și-a dorit. Până la urmă am reușit cu greutăți mari, dar și noi și handbalul, vorbesc de și chiar și fotbalul, n-am putut să ne aducem jucătorii în timp. Am fost tot în ultima clipă. Spre exemplu, am avut 4 jucători care au plecat și Costică i-a avut în mână.
Am mai avut încă unul care s-a dus la Focșenean, care s-a dus la, la Petroșani. N-am putut, că mi-a semnat în ziua când noi am avut CIS-ul. Asta este, foarte greu a ieșit. Aduceți-te aminte când am făcut deplasarea la Arala din 7. Da, la turneul, da. Deci, da. Am făcut-o peste Jaru, că dacă nu făceam deplasarea peste Jaru, ne-a aruncat la treia divizie. Adică s-au făcut niște sacrificii și am trecut printr-o perioadă foarte grea. Că suntem aici și noi suntem ambițioși și vrem să facem și vrem să demonstrăm că se poate, că noi în sărăcie am lucrat și acum când sunt posibilități, vrem să demonstrăm că într-adevăr merităm să fim respectați și merităm să fim acolo, aia e cu totul altceva. Asta e spiritul nostru. Dacă vorbim că de întăriri, că ați adus aminte de cuvântul întăriri și nu vreau să pierd ideea. Le-am adus pe ultim moment. Cam pe ce compartiment ar trebui întăriri? Peste tot. Eu personal pentru că vreau, tu simți cel mai bine de pe margine, știi, și observi cel mai bine lipsurile. Vorbim, nu-i problemă, discutăm, nu. Noi știm, nu faci, noi știm, adică noi discutăm, nu suntem să nu discutăm și înainte de meciuri și după meciuri și știm foarte bine ce ne trebuie. Automat ne trebuie să mai vină un jucător pe înaintare și patru jucători pe trei sferturi. Deci tot trei sferturi se va juca, da, pe atoul nostru al busuienilor, să zicem. Da, nu. Cam așa jucăm. Înaintare, nu, zic eu, bună și... Chiar doi pe înaintare. Chiar am văzut, așa, spre sfârșitul meciului, constatam că chiar se forța pe înaintare la stejarii. Suntem obișnuiți încă cu denumirea asta veche, dar nu perimată, stejarii forțau, suntem îmbrăcați și nu, în verde. Nu vedeți asta? Da. Forțam pe înaintare și dădeau înapoi ei, adică se cunoștea, deși mi-a spus acum că și ei au jucători destul de tineri, foarte tineri. Au jucători, au și maturi, și jucători maturi. Da, au și noi. Cum noi avem patru jucători care depășesc 23 de ani. Pe cine ar fi? E vorba de Trifan, Marius Buzoian, 32 de ani, Baraulea, Cornel Tatu și cu Nițu. Nițu, căruia îi urăm încă o dată, Casă de Piatră. Casă de Piatră. Dacă aducem aminte, săptămâna trecută ați avut petrecere sâmbătă, un eveniment cât se poate de fericit, mai ales că venea în contextul unei victorii, spuneam, 4 ani trecusele de când nu mai luase Năvodariu bătaie. Vă cam strica petrecerea dacă nu reușeați ceva acolo, zic eu. Nunta e organizată cu un an de zile înainte, e pusă, nu poate să strice un meci, o petrecere. Că odată te însori în an, nu te însori de 100.000 de ori. Da. Sau eu știu. Nu, viață, nu. Și cum a venit? S-a cunoscut la Nițu, de exemplu, că a lipsit două etape, două meciuri? Nițu este un jucător important pentru noi, nu se pune problema. Noi le-am câștigat meciurile alea două, nu e asta o problemă. Nițu e un jucător important care... Dar la el ca jucător s-a cunoscut că a făcut pauză două etape? Nu cred. Nu s-a cunoscut. Da, Johnny Sola ăsta cum a fost băiatul ăsta din Noua Zeelandă? Nici ei n-au făcut nimic, dar nici noi n-am făcut nimic. Ca să nu... Și noi le-am blocat jocul lor și ei ne-au blocat jocul nostru. Timpul a fost de așa natură, că nu puteai să faci spectacol, că n-aveai cum. Da, s-a cunoscut, dacă în prima repriză erau niște imagini, era un pipă, dacă în prima repriză terenul arăta cât de cât la suprafață pe imagini practicabile, în a doua repriză chiar se vedea că este un teren desfundat. Luăm o pauză de publicitate și ne întoarcem în câteva minute și cu obiectivele. Și cu ce urmează după meciul ăsta? Avem deplasare la Bârlad, poate ne pune domnul Niță o pilă. Vorbim și despre echipa din Moldova puțin.